Regulile au ieșit la iveală în 2021, când în urma unei expertize tehnice, reprezentanții primăriei au constatat că proiectarea noilor corpuri de clădire este greșită. Deși o firmă se ocupa deja de ridicarea construcției, toate lucrările au fost atunci suspendate. După ce primăria a constatat că există deficiențe de proiectare, o parte din lucrările deja realizate au fost demolate. Vorbim de stâlpii turnați pentru noua sală de sport, dar și de zidurile pentru noul corp cu săl de clasă. Proiectul inițial a fost realizat de o firmă din Cluj, iar acum primăria anunță că se va adresa instanței pentru a putea recupera prejudiciul. După demolare, primăria a reluat toate procedurile privind realizarea unui nou proiect de execuție și desemnarea unei alte firme care să realizeze extinderea școlii Nicolae Iorga din Sibiu. Am făcut demersuri pentru contractarea din nou a proiectării și pentru execuția lucrărilor. Merge în doasele toate. Toată ziua te bate la cap pe camere cu toate alea. Lucrările de extindere cu noile corpuri de clădire ar fi trebuit să fie gata anul acesta. Proiectul prevede realizarea unui număr de 22 de săli de clasă. Lucrările efective au început în luna iulie acestui an, cu termen de finalizare 10 luni, astfel că în primăvara anului viitor, atât elevii cât și profesorii de la această școală se vor putea bucura de mai mult spațiu pentru orele de curs, dar și de o sală de sport nouă. Până atunci însă, elevii se vor întoarce la școală în vechile săli de clasă. Acestea sunt insuficiente, așa că și anul acesta cursurile vor avea loc atât dimineața cât și după amiaza.